Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor de Violet Ocklander, o carte publicată în colecția Psihoterapia, cum vă spuneam și în alte intervenții, foarte multe cărți din colecția Parentaj, din colecțiile Psihopractica sau Psihoterapia, cărți care au legătură cu subiectul nostru, educația și viața socioemoțională a copiilor, le găsiți pe site-ul editurii Herald. Astăzi este alături de noi Andreea Neagu, psihoterapeut prin joc, și vom vorbi pe marginea acestei frumoase cărți a lui Violet Ocklander, Ferestre către copiii noștri, o abordare gestalt terapiei cu copii și adolescenți. Câteva cuvinte despre carte, incredibil de simplă în abordarea unui subiect atât de complex, Ferestre către copiii noștri. Este o carte cu o mare aplicabilitate practică, care a schimbat viețile multor copii din întreaga lume. Autoarea prezintă propria sa metodă de lucru cu copiii și adolescenții în maniera gestalt-terapiei și se adresează tuturor celor care își petrec cel puțin o parte a timpului lor în compania unui copil. Că vorbim despre părinți, bunici, terapeuți de toate orientările, profesori, consilieri școlari, consilieri psihologici, educatori. Fiecare pagină a acestei cărți reprezintă o resursă. Andreea, aș vrea să pornim discuția noastră legat de partea aceasta de psihoterapie prin joc, cât de importantă este, ce aduce nou prin această frumoasă carte Violet Ocklander și cât de importantă este interacțiunea sau viața socială a copiilor în momentul de față, în condițiile în care știm foarte bine că în ultimele luni le-a cam lipsit interacțiunea socială. Iată, începe un nou an școlar. Știu că tu ai fost și profesor cu ani în urmă. Probabil că pe lângă treaba aceasta cu zona aceasta a cadrului didactic, punctul de vedere al cadrului didactic și al celui care lucrează în cabinet cu copii, vedem de data aceasta o perspectivă nouă. Este pentru prima dată când trebuie să facem față unei provocări fără precedent în ceea ce privește contextul actual al începerii noului an școlar. Că vin unii și spun că e mai bine online, că vin alții și spun că e mai bine offline, alții vin cu varianta hibrid, alții vin cu varianta homeschooling. Sunt atât de multe variante care până la urmă cred că trebuie găsit un soi de echilibru între toate, în așa fel încât să nu periclităm integritatea fizică din punct de vedere medical sanitar a copiilor, dar să nu-i privăm pe copii nici de partea aceasta de interacțiune socială, un lucru extrem de important pentru viața lor socioemoțională ulterioară. Da, așa este. Sunt multe teme pe care tu le-ai adus aici și uite, putem începe cu aceasta recentă pe care ai scos-o tu la suprafață, da, reîntoarcerea copiilor la școală în condițiile acestei pandemii și practic toate provocările care sunt aduse odată cu această reîntoarcere, atât pentru copii cât și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice. Și asta în contextul nevoilor sociale și emoționale de dezvoltare ale copiilor. Și din punctul meu de vedere, dacă vrei, toată situația aceasta reprezintă un factor stresor imens. Și atunci noi când ne confruntăm cu situații stresante, uneori care pot deveni chiar traumatice, tindem să ne activăm niște mecanisme de a face față, dar și niște mecanisme defensive, niște mecanisme de apărare. Copiii cu atât mai mult vor merge în zona de mecanisme de apărare pentru că mecanismele lor de a face față de coping încă nu sunt dezvoltate. Cu cât sunt mai mici, cu atât mecanismele lor sunt mai scăzute. Și atunci, în contextul ăsta, au nevoie de suportul adulților din jurul lor pentru a face față și a se adapta. Și ce înseamnă asta? În primul rând, au nevoie acasă de suportul părinților prin a avea un mediu de siguranță. Pentru că dacă ne referim la nevoile emoționale de bază ale copiilor, în orice relație,
este nevoia de siguranță. Nevoia asta de siguranță vine pe fundul atașamentului pe care fiecare copil îl are cu îngrijitorii săi, cu mama, cu tata, cu bunicii, cu persoanele din familie. Și apoi această nevoie de siguranță se transferă și în următoarele medii în care merge copilul, că este la școală, că este la grădiniță, că este în parc cu prietenii. Peste tot copilul va avea la bază această nevoie. Și dacă această nevoie este împlinită, copilul se simte în siguranță și siguranța asta evident are multe valențe. După aceea apare nevoia de explorare, da? Pentru că mi-e bine, sunt protejat, vreau să cunosc lumea din jurul meu, vreau să merg să explorez. Și atunci, dacă vrei, ce a făcut această pandemie este că, în primul rând, a apăsat sau a inhibat foarte mult toată această nevoie de siguranță, a crescut nesiguranța, de aceea în toată perioada asta au explodat tulburările anxioase și toate tulburările emoționale și de comportament ale copiilor. Da, tocmai pentru că a crescut impredictibilitatea. Evident, ei s-au raportat la părinții lor sau la medii din jur care a început să fie instabil. Poate părinții și-au pierdut joburile sau, știu eu, s-a schimbat foarte mult mediul în care aceștia au stat, a crescut nivelul de stres al părinților, ținând cont de tot parentajul făcut în paralel cu școala online și așa mai departe. Și atunci partea de nesiguranță a crescut. Și evident, a fost aproape anulată, mai ales în perioada în care am stat 2 luni acasă, nevoia de explorare. Da, ce să exploreze copiii în casele lor? Au fost norocoși doar aceia care poate au avut o curticică și au putut să iasă undeva afară, dar majoritatea, da, cel puțin la orașe, copiii au stat în case, în apartamente cu părinților închiși. Și atunci această inhibiție din nou a dezvoltat foarte multe probleme asupra copiilor. Și pe fondul ăsta, aici, uite, pot face o legătură foarte clară cu terapia prin joc și cu conceptele lui Ocklander, mai ales din cartea Ferestre către copiii noștri. Ea vorbește despre momentele în care apar dificultăți la copii. Și cum vede ea aceste momente? Ea spune că atunci când un copil are orice fel de problemă pe care noi, adulții, o vedem, în general sunt 2 aspecte care se întâmplă cu acel copil. Da? El, funcțiile lui de contact nu mai sunt la fel de bune, adică el nu mai face contact cu oamenii din jurul lui, cu mediul, cu sine. Da? Și de obicei are un simț al sinelui mult mai slab. Ce înseamnă asta? Adică modul în care se percepe pe el, da, și se caracterizează și se vede, nu mai este la fel de bun. Da, începe poate să se vadă într-un mod negativ. Și atunci, funcțiile astea de contact sunt foarte mult legate de această nevoie de explorare. Pentru că noi atunci când suntem în contact cu noi și cu mediul nostru, simțim libertatea să explorăm. Asta înseamnă că suntem în contact cu toate simțurile noastre. Ne place să mâncăm bine, ne place să ne mișcăm cu tot corpul, ne place să mirosim, să ascultăm ce e în jurul nostru, ne place să vedem, să explorăm vizual. Da? Adesea copiii care au inhibat această nevoie exploratorie, fie sunt extrem de retrași, se retrag, îi vedem mai apatici, mai puțin, vedem simțul acesta vital scăzut. Da? Fie se duc în zona cealaltă de agitație, hiperactivitate, vedem, nu se mai pot focusa, nu mai pot sta jos și ei nu se pot bucura de ce e în jurul lor. Și atunci Violet Ocklander vorbește despre a-i ajuta pe copii să reintre în contact cu aceste funcții. Da? Asta înseamnă că prin tehnici expresiv creative și ea în cartea Ferestre către copiii noștri ne dă foarte, foarte multe exemple de tehnici pe care le putem folosi pentru a-i pune pe copii în contact din nou cu sine și cu mediul lor. Și asta înseamnă că trebuie să găsim modalități creative. Cu cât copilul este mai mic, cu atât avem nevoie să găsim modalități de joacă și de joc ca să îi reconectăm cu ei înșiși și cu nevoile lor. Da? Și asta înseamnă că putem folosi tehnici de desen sau de pictură, tot ce înseamnă partea artistică, da? De modelaj. Da? Putem folosi marionete sau teatru de păpuși. Putem să folosim biblioterapia, tot ceea ce înseamnă terapia cu povești. Da? Putem să folosim partea de mișcare, da? Activarea simțurilor, explorarea senzorială, jocul senzorial, mai ales la copilași mici de grădiniță. Da? Toate acestea sunt activități pe care Ocklander le povestește în cartea ei, este câte un capitol pentru fiecare, în care dă exemple de foarte multe tehnici pe care și părinții le pot folosi deopotrivă și cadrele didactice în mediul de la școală, dar și terapeuții în cabinetele lor sau în mediile lor de practică.
Și pe lângă aceste exemple concrete de tehnici, oferă foarte multe exemple de cazuistică. Da? Cum a aplicat ea acea tehnică la un caz specific. Și atunci, dacă vrei, asta este maestria lui Violet Oaklander, că știe să, exact cum spunești, într-un limbaj foarte simplu, să ne apropie de cum putem ajunge la nevoile copiilor și cum le putem împlini. Dar, în principiu, despre asta este vorba în perioada aceasta care vine, da, indiferent că copilul va merge în mediul educațional online sau va merge fizic, da, vorbim despre a încerca să-l menținem pe copil în siguranță, cum spuneai și tu, da, să-l învățăm poate și să-l ajutăm să se protejeze pe sine și să-l protejăm noi ca adult atunci când copilul e mic și nu poate face asta, da, și ulterior totuși să-i dăm ocazia să-și împlinească nevoia de explorare. Pentru că mulți copii, și aici voi face o generalizare și pentru că îi aud în practica mea, dar și pentru că aud colegii mei profesori, mulți copii s-au plâns în toată perioada asta că li s-a făcut un dor enorm de școală. Da? Abia așteaptă să se reîntoarcă, să-și vadă colegii, să-și vadă învățătoarele, profesorii, să vadă, da, tot ce înseamnă mediul social. Pentru că partea de nevoia de explorare, evident, se va duce și în explorarea socială. Am nevoie să mă conectez cu alți oameni. Da? Să relaționez, să fac schimb de idei, să mă joc, da? Copiii mici abia așteaptă pentru că tot timpul își vor împlini nevoia aceasta de explorare prin joacă, da? Tot ce înseamnă școlaritatea primară și grădiniță, știm bine că învățarea lor se face experiențial, da? Făcând lucruri și evident prin joc și joacă. Și atunci aceste două nevoi au nevoie să fie calibrate în perioada aceasta următoare, da? Ok, ținem și în siguranță pentru că există un pericol real, din păcate, dar le oferim și ocazia să reexploreze lumea din jurul lor. Că este fizic, da, mediu, ieșit afară, alergat, mișcat, sau că este relațional, da, în relațiile cu prietenilor, cu colegii, cu doamnele de la școală. Cam așa zic eu momentan. Crezi că în perioada aceasta părinții sunt mai, hai să spunem, mai panicați sau mai anxioși, mai neliniștiți în ceea ce privește lipsa unei certitudini legate de mediul în care copiii își vor desfășura orele de curs față de copii? Cu siguranță. Eu cred că, nu doar cred, am văzut asta mai ales printre clienții mei, părinți cu care fac consiliere parentală, anxietatea este la cote maxime, tocmai pentru că mediul este total necunoscut, sunt atâtea variabile care depind de ei, din păcate, adică gândește-te că mediul educațional a pus responsabilitatea numerii școlilor și ai părinților, da? Voi alegeți dacă vă trimiteți copiii la școală, noi ne luăm responsabilitatea de pe umeri, da? Și atunci asta pune o foarte mare încărcătură afectivă pe umerii părinților. Dacă aleg să-l trimit la școală și se îmbolnăvește, atunci, evident, asta va aduce un foarte mare sentiment de vinovăție, da? Și pe copii este o mare presiune implicit, pentru că părintele responsabilizându-se mult mai mult, copil pune implicit presiune pe copil, da, să porți mască, să nu te atingi de alți copii, să vor urma foarte multe indicații și anxietăți puse pe umerii copiilor. Și atunci devine un fel de cerc așa vicios. Nici nu vreau să mă gândesc profesorii ce vor mai adăuga și ei, pentru că dacă cel mai probabil va crește gradul de autoritate și învățământ directiv, adică trebuie să faci, trebuie să mă ascult că există un pericol și, da, poate va crește zona asta de directivitate pe care copiii mici tind să o interiorizeze foarte mult, da? Și atunci, da, eu cred că este o mare, mare presiune pe părinți și uneori ce spun eu adesea părinților, ok, hai să luați situația pas cu pas în funcție de ce nouă informație apare și ok, și de la minister apropo de statul acasă sau învățat online și de la fiecare mediu școlar în care aveți copii, dacă poate, nu știu, au copii de vârstă diferită, unul e la liceu, altul e la școala primară și atunci poate reperele sunt diferite și readaptați-vă pe măsură ce se întâmplă, nu vă mai faceți planuri pe termen lung, pentru că planurile pe termen lung implică niște așteptări și atunci vom fi cu atât mai dezamăgiți și mai frustrați dacă nu ne putem împlini acele planuri. Și atunci, cred că o direcție ar fi foarte mult, hai să trăim cât mai aproape de prezent și de realitatea momentului. Și aici, cred că genul ăsta de principiu, din nou, este în acord cu principiile terapiei Gestalt, în general, care ne încurajează să trăim în aici și acum. Da, în prezent cât mai mult, mai degrabă decât
într-un viitor incert sau într-un trecut în care oricum nu mai avem ce să schimbăm. Și atunci, da, este o perioadă dificilă și pentru părinți și pentru profesori. Și aici aș încuraja pe cât se poate activarea resurselor părinților, pe cât se poate să-și găsească suport, că fac comunități de părinți în care se sfătuiesc între ei și se susțin între ei, că își aduc acasă toți bunicii, toate rudele disponibile care să-i mai ajute să jongleze cu serviciul în paralel cu școala, care nu știm dacă va fi acasă sau online. Dar tot ceea ce înseamnă suportul pentru adultul din mine, ca să pot să fac față și să-mi mențin copilul în siguranță. Pentru că, evident, apropo de aceste două nevoi de bază, siguranța copilului va depinde de siguranța părintelui. Dacă părintele se simte cât de cât așezat emoțional și anxietatea nu-l copleșește, atunci și copilul, evident, va prelua modelul ăsta. Dacă părintele va fi tot timpul preocupat ce se întâmplă, va fi încruntat, va fi agitat, da, cu griji, da, copilul știm că citește tot ceea ce înseamnă expresia facială, da, care zona asta este principala zonă care va comunica siguranța sau nesiguranța. Aici ne ducem în tot ceea ce înseamnă neuropsihologie, da, tot ce înseamnă sistemul nervos, nervul vag, care vine aici în zona feței, da, și ne arată, da, dacă există un pericol sau nu. Da, se activează acel sistem de neurocepție intern care ne ajută pe noi să detectăm mediul din jur, dacă e periculos sau nu. Și copilul, dacă își va vedea părintele cât de cât relaxat, da, nu vorbim acum de o stare de zen, pentru că totuși există un stresor, dar nu stări de panică. Pentru că acolo, la stările de panică, copilul va afla, ok, se întâmplă ceva extrem de periculos, nu sunt în siguranță și atunci poate vor exploda comportamentele care pe noi ne îngrijorează în general, fie se retrag emoțional, fie se duc și devin prea agresiv, prea agitat. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Violet Ocklander și cartea Ferestre către copiii noștri, o abordare a gestalt-terapiei cu copii și adolescenți, o carte publicată în colecția Psihoterapie Editurii Herald, carte care face parte din campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Am vorbit despre cât de importantă este interacțiunea socială pentru copii și cât de important este ca copiii să aibă sentimentul acesta de apartenență la un microgrup social, faptul că nu sunt singuri și că dincolo de familie, de bunici, de părinți, au și un grup de prieteni. A fost alături de noi Andreea Neagu, psihoterapeut prin joc. Îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!